Am mers și eu la tot felul de mormântări și în mintea mea am zis următorul lucru. Dacă eu voi trăi când va muri soția mea, lucru care nu cred că se va întâmpla de obicei, cam bărbații pleacă primii, Biblia vorbesc de văduve, nu de văduvi. Dar dacă totuși se va întâmpla eu să supraviețuiesc, dumneavoastră toți care veți fi acolo alături de mine, mi-ar place să-mi înțelegeți durerea. Acum sunt 41 de ani, am făcut astăzi, de când suntem împreună. Nu știu cât vor mai trece, dar crezi scenariul ăsta, tovarășii mei de slujbă. Cum aș putea să-l văd pe David, cu care am și pe fratele Viorel, cu care am împărțit și bucuriile și necazurile slujirii, că nu plânge împreună cu mine? În felul ăsta să simt dragostea lui, că mi-înțelege starea. Mă despart de cineva care a fost ca un suport pentru mine. E loc de altceva decât de plâns? Semnul meu de respect pentru morții mei este să-i jelesc. Dar jalea mea nu înseamnă disperare, nici nesiguranță, nici dezechilibru emoțional, ci înseamnă normalitate. Cât de normală este bucuria și sărbătoarea la o nuntă, atât de normală este jalea și plânsul la o înmormântare. Hristos a plâns la o înmormântare și El a recomandat, când întâlniți oameni care plâng, faceți-le durerea mai mică. Alipiți-vă de contextul în care se află, de starea prin care trec și plângeți împreună cu ei. Vor aprecia că îi înțelegeți și atunci vor simți că durerea lor este mai mică, pentru că sunt înconjurați de oameni care le înțeleg și le respectă momentele de durere, când e așa de proaspăt, e chiar acolo trupul neînsuflețit. Mă rog lui Dumnezeu să cultive în inima noastră respect pentru atitudinea pe care o avem față de familia care stă în fața sicriului. Le trec prin minte cu o viteză uluitoare amintiri cu soțul și cu tati. Evenimentele mari, nunțile, botezul, dar și durerile, încercările, toate le trec prin minte, pentru că jalea se exprimă în felul ăsta. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o atitudine de respect față de morții noștri,